Mai întâi, avem un luptător din Ploiești, 31 de ani, boxer, lucrează ca bodyguard. În colțul albastru, Ciprian Iordache! În stilul caracteristic, Mamedu îl anunță pe primul sportiv care va intra în ring. Bodyguard, este vorba de Ciprian Iordache din Ploiești. Colțul albastru, Ciprian Iordache. Luptător de box, Ciprian Iordache, 31 adversarul de ani său, pentru el din Ploiești, de partea cealaltă, Adrian Motorga. Fost vicecampion național de box, lucrează ca bodyguard, este din Târgu Jiu. În colțul roșu, Adrian Motorga! Adrian Motorga vrea să ajungă vedet în local combat, s-a băgat în piramida bodyguardul Forțe Speciale și spunea că ar face pe bodyguardul doar pentru două persoane. Acestea sunt Gigi Becali și Madonna. Gigi Becali este idolul meu, spune acesta, probabil este și fanul echipei Steaua. Polițist comunitar de meserie și vicecampion național la box. Adrian Motorga în continuare același format, 3 reprize de câte 2 minute. Va fi interesant să vedem un meci între doi foști practicanți de box pe format de kickboxing. Să vedem cât de bine se adaptează aceștia regulamentului cu loviturile de picior și de genunchi. N-are cochilie, alea de 2 lei. Arbitrul de ring cu aceleași comentarii amuzante. Dorel, așteptăm 3 minute, dacă nu știu, nu are echipament, când boxează? Nu are cochilie, Ciprian Iordache nu are bandaje pe mănuși, 3 minute la dispoziție pentru a face rost de echipament. A spus arbitru de lingă, luați cochile de aia de 2 lei. Trebuie să vii echipat. Și vină echipat ca lumea și vreau și astea puse, dați, dau 3 minute. Are 3 minute la dispoziție Ciprian Iordache, a fost trimis la vestiar pentru a se echipa. Hai să te văd pe tine, măcar să fii în regulă, combatant și talentat. Arbitru de ring are niște comentarii extrem de amuzante. Este un personaj. L-a remarcat că e talentat doar după faptul că s-a echipat corespunzător. Trebuie să fii profesionist, iar acest lucru înseamnă în primul rând să-ți faci categoria și apoi revine imediat în ring, trebuie să-și facă bandajele. Să ai protecțiile. Nu avem parte de kickboxing, cel puțin în aceste momente, dar avem parte de amuzament de la arbitru de ring. Alin Panaite este în colțul lui Adrian Motorga. Cu siguranță că nu-l antrenează pe acesta, ci probabil că a fost solicitat pentru un mic ajutor. Să vedem de unde a împrumutat Ciprian Iordache o cochilie. Este esențială în meciurile de kickbox, evident și în meciurile de box, dar mai ales în meciurile de kickbox, acolo unde loviturile joase de picior, în special loviturile cu piciorul din față. Haide, haide, haide. Bate scuba, atenți la capete să nu vă loviți, da? Contact! Să vedem însă cine au pregătit cei doi boxori. Oho, și lovitură de picior care îl face pe Iordache, îl face foarte trist, dar îl face să ajungă și la podea. Ce început de meci,
Abia a venit de la vestiară Ciprian Iordache și a fost luat pe sus de Adrian Motolga. Din nou un high kick ce trece pe deasupra capului. De această dată încă un picior recepționat în figură de Ciprian Iordache. O lovitură frontală de picior a la Anderson Silva în UFC. Îl contrează din nou Motorga cu aceeași lovitură joasă de picior. Are niște șosețele pe picioare Ciprian Iordache. Nu e vorba nici măcar de niște tibiere. Și continuă spectacolul la The Bodyguard, forțe speciale. Boxerul transformat în kickboxer, Motorga, îl chinuie cu lovitură joasă de picior pe Iordache. A trimis câteva lovituri și Iordache doar ca să afle în treabă mai mult. Stop! Stop! 1, 2, 3, 4, 5, 6, nu mai poate, 7, după cum se vede 8, Ciprian Iordache. 9! Și cred că l-a prins totuși în finalul reprizei. Îi se dă cu spray pe aceste șosețele de lână pe care Ciprian Iordache le folosește. Nu știm exact care este scopul lor. Sportivii din kickboxing își mai fac un fel de bandaje în zona tălpilor pentru a-și proteja zonele mai sensibile, oasele mai sensibile din zona piciorului. Învingător prin knockout tehnic în prima repriză. Colțul roșu, Adrian Motorga, reprezentant al Poliției Victoriei Comunitare din pentru Târgu Jiu. Adrian Motorga din Târgu Jiu, reprezentant al Poliției Locale, așa cum a anunțat și Mamedu, învingător prin knockout tehnic. A fost un meci într-o notă comică încă de la sosirea pe ringa celor doi sportivi. S-a întors cu spatele, Iordache a mai primit un pumn și încă unul și intervenția arbitrului. Vom avea un meci interesant în finala acestei categorii între Adrian Motorga și Marian Iordan. Iată, prima lovitură din acest meci, o lovitură de picior la cap. Foarte surprins de această execuție Iordache.